să raporteze lui Dumnezeu tot ce au făcut apele. Dumnezeu să fie slăvit. E cineva în ape și în valuri, este Îngerul care raportează lui Dumnezeu. Aleluia. Și spune, cu tăreasca și cu tare este în apă. Și Domnul îi dă ordine. Ești acolo lângă el, salvează. Aleluia. Trăiască Domnul. Gloria. Numele Domnului să fie slăvit. Dacă cineva este în cuptor și s-a ridicat în picioare în prezența Domnului, este Îngerul focului. Aleluia. Și spune, e cineva în foc, ce fac? Aleluia. Și Dumnezeu spune, dacă ești cineva în foc, tu ești acolo, salvează. Preamărit să fie Domnul. E cineva în vânturi și îl bate vânturile puternic și îl apleacă până jos. E Îngerul vântului. Aleluia. Și spune, ce fac cu el? Aleluia. Ești acolo unde îl bate vântul, da, să înviază. Aleluia. Și dacă n-ai niciun înger lângă tine, este Domnul Iisus. Aleluia. Și îl simt că este. Aleluia. El poate să te bată pe urmă. Se prezintă Domnului. Aleluia! Nu te mai băga nimeni în seama. Nu te mai sună nimeni. Nu ți-a mai deschis nimeni ușa. N-ai mai primit niciun telefon. Te simți străină, nebăgat în seamă de nimeni. Doamne, înainte mai veneau frații la mine. Mai făceam altare și rugăciune. Și acum nu mai vine nimeni. N-am pe nimeni. N-am pe nimeni. Simt aici că sunt persoanele astea aici. Aleluia, sunt o biserică acum. Adeseori mi-a spus, n-am pe nimeni. Aleluia. În dimineața aceasta trece prin control. Aleluia, aleluia. Prezența lui Iisus. Aleluia, aleluia. Lui Dumnezeu să fie dată slavă. Aleluia. Doamne, n-am pe nimeni. Închide ochii. Închide ochii. Îmbrăcat în haine albe de ien subțire. Aleluia. Închide ochii. Încins cu un plân de aur. Aleluia. Se plimbă prin mijlocul sfetnicelor. Aleluia! Picioarele este ca rama prins într-un cuptor. Iar vuietul glasului este ca apele cele mari. Numele Lui să fie slăvit. Numele Lui să fie binecuvântat. Când este aici. Numele Lui să fie slăvit. Suflete prăbușit care plângi în așternutul patrulit. Ți-e greu că ai coborât o vale. Ți-e greu că te vezi într-o vale. Ți-e greu că vezi că toate apele vin peste tine. Ți-e greu de vinturile care bată de seori la coroana vieții tale. Ți-e greu să primești lovituri din toate părțile. Ți-e greu să te vezi
lovit și trântit la pământ. Dar în această dimineață îți înviorează inima cineva care nu e suflete zdrobit, rănit de moarte. Pasele lovite, aleluia, glorie, suflet străpus, te mângâie o mână. E o mână peste tine această dimineață. Simte mântuire. Simte prezența Iisus. Biserica din Brașov, mâna dreaptă salută prezența generalului ceresc. Salutăm prezența generalului ceresc. Numele Lui să fie slăvit. Numele Lui să fie slăvit. Numele Lui să fie slăvit. Glorie Domnului. Glorie Domnului. Uitat înapoi, iar mea s-aud glasul care vorbea. Când m-am întors înapoi, glasul era ca tunetul unor ape mari. Era în mijlocul celor 7 sfetnice de aur. Și-am auzit glasul care vorbea. Cine vrea să-i vorbească continuare de urmă. Bobule de grâu, lovit cu ciocanele morii, vine vremea ridicării tale. Este hotărâtă de Domnul. Ridicarea ta și așezarea ta în capul oaselor. Lui Dumnezeu să fie toată slavă. E greu pentru tine că nu s-a terminat dovane și vei coborî în scurtă vreme într-o altă vale. Așa vorbește Domnul. Voi fi cu tine să te izbăvesc. Chiamă-mă și îți voi da mâna de ajutor, zice Domnul. Cu gura ta vei mărturisi că și de această dată te voi ridica. Prezența Domnului este aici. Prezența lui Iisus este aici. A lui Dumnezeu să fie toată slava. A lui Dumnezeu să fie toată cinstea, Biserica Domnului. Rămânem în prezența Domnului Iisus. Credeți că Domnul este în adunare? Se simte prezența Lui? Biserica intră în Duh de rugăciune. Toată biserica se roagă în Duh. Duhul Domnului este aici. Cerez, aici sunt, chemii, împărcătăriz, vin de Iisus, vinul vinului. Nu uitați să dați like,
pe Hristos. Vine Iisus. Vino, vino. Unde este
mai bine ca în prezența Domnului Iisus. Eu cred că nicăieri. Este locul cel mai potrivit să fii în prezența lui Iisus. Și biserica să spună amin. Că vii Domnul să spună amin. Prea mărit să fie Dumnezeu. Amin, biserica Domnului. Am să provoc adunarea în această dimineață, pentru că asta îmi pune Dumnezeu pe inimă. Și am să provoc adunarea la niște rugări foarte frumoase și îmi face plăcerea să o fac. Pentru că știu că Duhul Domnului este aici. Slăviți să fie Domnul! Slăviți să fie Domnul! Cum vedem noi, așa cum am început, cu frumoase îndemnuri din partea Domnului, n-ai terminat cu vale, mai trebuie să cobori. Dar să nu te temi. Domnul te va ridica. Nu vrea Dumnezeu să rămâi de rușinea poporului. Pentru că El a găsit plăcere în viața ta. Și Dumnezeu să-ți dea biruință până la cap. Pentru sora Mihaela, două bariere sunt pregătite să-i oprească un drum. S-a pus prima bariere, apoi a venit a doua barieră, ca să nu poată să treacă dincolo. Domnul a vorbit și a zis: nu sunt bariere puse de mine. Nu sunt barierele puse de mine. Vrăjmașul va căuta să aducă două valuri prin cele două bariere. Ca aceste două valuri să te aducă într-o suferință mare. Dacă va fi cereri, rugăciuni, umilință și smerenie, voi da la o parte prima barieră și voi ridica și voi da la o parte și a doua barieră. Dacă nu se va găsi veghere și nu va fi pocăință, Domnul va îngădui ca cele două bariere să aducă peste tine două valuri de încercări. Veghează cum n-ai vegheat ca să poată să intervină mâna Domnului la lucru. Slăvit să fie Domnul Iisus Hristos. A lui Dumnezeu să fie toată slavă, toată cinste, toată gloria! Avem nevoie de Dumnezeu? Avem nevoie de Dumnezeu, biserica Domnului? Sunt mai multe descoperiri care o să le spun de la voi. Și toată biserica să spună: Doamne, vorbește! Căci robii tăi, ce face? Slăvit să fie Dumnezeu. Mărit să fie numele Domnului. E greu, frate Mircea, să bei dintr-un pahar. E greu să bei din paharul care este pus în fața ta. E greu. Dacă va ajunge acest pahar la gura ta, vei fi mișcat cu pătura. Vei cade fără ridicare. Un înger al Domnului intervine la acest pahar. Este autorizat de Dumnezeu
să nu tei. Îngerul Domnului va interveni și va da la o parte paharul acesta, pentru că Domnul mai are de lucru cu tine. Preamărit să fie Dumnezeu. Lui Dumnezeu să fie toată slava și toată cinste. Eu cred că Duhul Domnului vrea să ne vorbească. Vorbește tu, Doamne. Și vrea să cerceteze adunarea. Aleluia. Vă place ploaia cu soare? Mie îmi place ploaia cu soare. Preamărit să fie Dumnezeu. Andrei, ne ridicăm toată biserica. Vino aici. Stai pe genunchi. Neprihănitule Tată din cer, aleluia, păzește-l, ocrotește-l, păzește viața de accident, păzește sufletul. Dă-i binecuvântare și ocrotire. Nu îngădui în viața lui niciun necas. Mă rog pentru Andrei. Mâna ta să fie peste el. Brațul tău să fie peste el. Să-i dai îndurare. Să-i dai binecuvântare. Ca vrășimașul să nu ducă viața lui în întuneric și viața lui să fie adus la lumină. Încredințeze brațul tău și tâna tău să fie peste el. Amin. Nimeni nu se va grăbi astăzi să plece din casa Domnului. Du-te înapoi, Andrei. Ocupăm locuri. Preamărit să fie Dumnezeu. Nimeni nu se va grăbi să plece din casa Domnului. Aici este Domnul. Aleluia! Aici este prezența lui Iisus. Preamărit să fie Domnul. Preamărit să fie Dumnezeu. Vă place ploaia cu soare? Dar nu o ploaie puternică, o ploaie așa, cu picături mari, da? Și în ea să fie soare, raze de lumină. Vă place? Mie îmi place. Soarele este aici. Razele lui sunt peste toată lumea. Și ploaia încă a venit. Slăvit să fie Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu. Atinge-mă, Doamne, cu picăturile tale. Dă-mi o ploaie de binecuvântare și roditoare. M-am săturat de furtuni și de ploi puternice. Cine vrea să spună cuvintele acestea în inima lui? Cine vrea? Cine are nevoie de această ploaie de binefăcătoare? Cine are nevoie? Vezi că mâna ta se vede în cer. Cine are nevoie de această ploaie? De această binecuvântare? Slăvit să fie Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Mărit să fie numele Domnului. Schimb direcția unei încercări, zice Domnul. Schimbi, zice Domnul, direcția unui val puternic. Aleluia! Și nu-l îngădui peste zidurile casei tale. Aleluia! Pentru că vreau să te țin în picioare, căci gura Domnului a vorbit. Amin. Preamărit să fie Dumnezeu. Lui Dumnezeu să fie toată slava, toată cinste, toată gloria. Aleluia! Aleluia!
Atunci am zis, vai de mine. În această dimineață, cele mai potrivite cuvinte pentru tine, oricine ești, doar atâta să spui, vai de mine. Dacă te întorci înapoi în viața pe care ai trăit-o cu Dumnezeu și în realitate cu păcatul, să spui, vai de mine. Un mare bărbat, un mare om, un mare profet, l-a văzut pe Iisus. L-a văzut pe Iisus. Cel mai clar a fost văzut de ochii lui și descris de buzele lui. Disprețuit și omal, numele lui să fie slăvit. Numele lui să fie slăvit. Numele lui Iisus să fie slăvit. Numele lui Iisus să fie slăvit. Isaia, care într-o traducere biblică spune, cuvântul Isaia înseamnă slava lui Dumnezeu. Preamării să fie Dumnezeu. Este cartea care am predicat acum 26 de ani. Este cartea mea preferată. Eram necăsătorit și am spus, Doamne, când mă voi căsători și voi avea un copil de parte bărbătească, numele lui va fi Isaia. Aleluia, aleluia! Pentru că Isaia înseamnă slava lui Dumnezeu. Și cine l-a văzut pe Domnul Iisus? Slava lui Dumnezeu. Adică Isaia. Slăvit să fie Domnul. Isaia a zis, vai de mine. Cine vrea să se mai alăture de Isaia și de cuvintele lui? Eu vreau. Să urăsc atât de mult pe frații mei, vai de mine. Să blestem atât de mult, vai de mine. Să privesc în mizeria acestui viac, vai de mine. Cine își găsește cuvintele în această dimineață pe scaunul bisericii să spună, of, vai de mine. Eu vreau să-mi găsesc cuvintele acestea. Cine vrea să se uite un pic, un pic în urma pașilor lui și să vadă că a trăit în realitate cu păcatul? Să spună aici, în biserica Domnului, vai de mine. Vai de mine că n-am vecheat. Vai de mine că vorbit. Vai de mine că m-am amestecat în locurile altuia. Vai de mine că poftesc mașina cuiva. Vai de mine că îi poftesc bogăția. Vai de mine că îi poftesc îmbrăcămintea. Vai de mine că poftesc la ce nu-i stăt eu. Vai de mine. Prin sinceritate, iertați-mă îndrăzneală. Cine cu toată inima lui își găsește cuvintele în inima lui să spună, n-am trăit în realitate cu adevărul și am trăit în realitate cu păcatul. Vai de mine. Sincer, cine ridică o mână care se recunoaște? Cine se recunoaște? Dar sincer! Preamărit să fie Dumnezeu. Atunci
pierdut. Am buzele necurate înaintea ta, Doamne. Să că suntem a copilul. Să că suntem a nora. Să că suntem a ginerele. Ți-ai blestemat frații. Ți-ai blestemat vecinii. În această dimineață spune, vai de mine. Glorie Domnului. Căci buzele mele sunt necurate. Atunci am zis, vai, spuneți voi, hai să nu-l privim pe Isaia, să ne punem noi în situația lui Isaia, să spun vai de mine, care sunt în dimineața aceasta în adunare, că n-am venit cu o inimă pocăită și am venit cu o inimă plină de judecată. Vai de mine! Amin, Biserică Domnului! Amin, Biserică Domnului! Nu sunt câștigat! Câte vreme am buzele necurate. Știi ce a zis Isaia? El avea obiceiul să strige la porțile cetății, vai de voi! Dar când s-a văzut în ochii Domnului, aleluia, că și buzele lui sunt necurate, n-a mai spus, vai de voi. Știi ce a zis? Vai de mine. Ar fi bine să pleci cu o lecțiune biblică astăzi, din casa Domnului. Să nu mai spui, vai de Iamandi. Vai de Costel, Iamandi. Să nu mai spui, vai de Ciprian, vai de Mugurel. N-ar fi bine să spui, vai de mine. Să nu mai spui, vai de conducere, vai de comitet, vai de cântări, vai de vocea lor. Ar fi bine să spui, vai de mine. Să capeți trecere înaintea cui? Ce a zis Isaia? Vai de voi sau vai de mine? Vai de mine. Vai de mine când merg cu mașină. Vai de ochii mei, vai de gândurile mele. Vai de mine când trece o fată frumoasă pe lângă mine, vai de mine. Vai de mine când trece un bărbat frumos, să spună surorile. Vai de mine. O soră poate să spună, vai de mine că nu mai iubesc soțul. Să spună, vai de mine. Un frate poate să spună, vai de mine că nu mai iubesc soția, cum trebuie să iubesc. Vai de mine căci împărăția cerurilor s-a apropiat. Și eu pot să rămân în jos. Vai de mine. Pentru că 20 de ani am putut să iert. Pentru că toată viața n-am putut să iert. Vai de mine! Duhul Domnului este aici. Simt mesajul care vine din partea lui Dumnezeu. Simt că Domnul vorbește aici în biserică. Trăiască Domnul! Vai de mine! Sunt un om, spuneți voi acum, sunt pierdut. De ce sunt pierdut? Căci mă privesc ochii care sunt prea curați și îmi vede toate defectele vieții mele. Al lui Dumnezeu să fie toată slavă. Glorie Domnului! Te-ai dus să vinzi o marfă, o floare, un lemn din pădure. Ai mințit. A
acolo unde ești, spune vai de mine. Până când mint, până când înșel, până când lucrez în nedreptate, spune acolo în Duhul tău, fără să te aud eu, vai de mine. Preamărit să fie Dumnezeu. Preamărit să fie numele Domnului Iisus. Urmăriți-mă, rog. Sunt pierdut că sunt un om buzele necurate. Îl poate completa Iacov. Îl poate completa Iacov. Pe Isaia. Evanghelistul și presbiterul lui Isaia, prorocul, este Iacov. Nu poate să iasă dintr-o vâină de apă și turgeni și mare. Nu poți să cânti cântările Domnului și vorbele lumii. Nu poți să ai două identități. Identitatea lumii, fața lumii, viața lumii, trăirea lumii și trăirea lui Dumnezeu. Și vine Iacov. Și dimineața aceasta nu e Costel Iamandin, predicatorul vostru, este cuvântul lui Dumnezeu prin Iacov și prin Isaia. Nu poate să curgă, să iasă dintr-o vână de apă și turgeni. Pocăința noastră țigănească, dar nu generalizez. O pocăință care merge cu două izvoare din aceeași gură e problema noastră. Dar când trupurile cerești se vor topi de mare căldură a focului, când soarele, luna și stelele vor cădea pe pământ, și când vei vedea că alții vor pleca spre Domnul și tu rămâi pe pământ, vei spune, vai, spune-ți-mă. Așa intitulez predica de dimineața aceasta, vai de mine. Sunt un om pierdut. Sunt un om pierdut. Ar vrea să vă întreb, s-a văzut pierdut sau rătăcit? Pierdut sau rătăcit? Cum scrie Biblia? Pierdut? Pierdut? Natura de origine a Mântuitorului Iisus este să caute și pe cel pierdut și pe cel rătăcit și să-l aducă la voi. Și biserica să spună amin. Amin. Chiar dacă am fost pierdut, în dimineața aceasta a venit Iisus după mine în biserică și m-a găsit. Și sunt al Lui. Sunt al Lui. Amin, biserica Domnului. Să vă plictisesc că și din seara rămân la voi. Și mă apropiu de încheiere. S-a recunoscut Isaia că buzele lui sunt murdare? Nu s-au de adunare. S-a recunoscut? Ce a putut Dumnezeu să pună la dispoziția lui în urma recunoștinței? Cine se recunoaște în seara aceasta și în dimineața zilei de astăzi aici la Brașov? Cine se recunoaște? Slăviți să fie Domnul! Îngerule! Cum a vorbit cu el? Isaia s-a recunoscut! A primit
ajutor din Îngerul Domnului. Trăiască Domnul! Trăiască Iisus! Fie binecuvântat numele Domnului! A primit ordin! Dacă tu în dimineața zilei de astăzi te-ai recunoscut că buzele tale nu sunt curate, Îngerul primește ordinul. Du-te. Și ia un jar de cărbun de pe altar și atinge-te de buzele lui. Că vreau să mă folosesc de gura lui. Trăiască Domnul! Trăiască Domnul! Ne ridicăm în picioare că ne vorbim de încheierea promis. Și mă rog să urmăriți în continuare. Dar unul din serafim, care este slujba serafimilor? Sunteți atenți aici? Sunteți atenți? Ce fac serafimii? Serafimii se ocupă cu focul. Heruvimii sunt îngerii care călărește Dumnezeu pe aripile lor. Arhanghelii sunt îngerii care aduc rugăciuni lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Dar unul din serafimi a zburat spre mine cu cărbune aprins în mână, pe care luase cu cleștele de pe altar. Mi-a atins gura cu el și a zis: iată! Atingându-te se cu cărbunele acestea de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată! Și biserica să spună amin! Cine vrea să fie îndepărtată în nelegiuirea lui? Dar să nu mai vină înapoi! Cine are nevoie de jarul acesta? Aleluia! Gloria Domnului! Cine este jarul aprins? Dacă în seara aceasta vom avea lecțiune biblică, spune căci apele cele mai mari nu poate să stingă dragostea, pentru că dragostea este un foc. Cine este jarul? Numele Lui să fie peste buzele tale clipa aceasta. Să pești cu o inimă împăcată că Domnul a depărtat nelegiuirea de la tine și buzele tale nu vor mai păcătui înaintea Domnului. Rămână cu picioare și ne cerem iertare de tot ce am păcătuit cu gura noastră. Neprihănitule Tatăl din cer, Dumnezeu nostru care